Doamnelor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. 031-405-2800 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție aici. Puteți adresa întrebări celor doi invitați prezenți aici în studio AgroTV. Mai avem pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport, unde de asemenea puteți adresați întrebări. Pe pagina noastră de Facebook ne-a scris și domnul Boca Vlad, 23 de ani, ne spune așa: am 12 hectare de teren în județul Mureș. Aș vrea să știu dacă pot accesa un proiect pentru o fermă de porci. Dețin momentan un SRL, dar cu activitate principală, transport rutier de mărfuri. Ce condiții trebuie să îndeplinesc? Doriți să vă... recitesc datele pe care ni le-a furnizat domnul Boca? Așa, datele nu sunt chiar complete, pentru că nu ne trebuie pe segmentul acela de teren ce are cultivat la ora actuală. Din păcate nu ne spune foarte multe lucruri vis-a-vis de culturile pe care le... 12 hectare de teren, atâta ne precizează domnul Boca. Da, în condițiile de față, singura linie de finanțare pe care o poate accesa este 4.1, dar să aibă în domeniu secundar activitatea pentru creșterea animalelor. Da. Eu spun să fie și, mai știu care e codul CAEN, pentru și pentru cultură și pentru creșterea animalelor. Putem să verificăm. Verificăm și comunicăm. Și în cazul ăsta să meargă la registru, să-și introducă acest cod CAEN pentru creșterea animalelor, dacă dorește să-și facă și un adăpost pentru animale, are nevoie de un proiect tehnic cu un deviz financiar. Să-și înscrie sau să aibă documente din care să reiasă că terenul îl are pe firmă sub formă de arendă, proprietate sau orice fel închiriere, după care merge la primărie și trece numărul de hectare în registru agricol și apoi la API. Ăștia ar fi pașii care trebuie să-i urmeze. Primul pas, introducerea codului CAEN în activitățile secundare. Al doilea, contracte de arendă, închiriere și să meargă la primărie, la registru agricol, să-și treacă în registru suprafața de teren. Haideți să stăm de vorbă și cu domnul Scott. Ne sună din Hunedoara. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara. Saturn vă tranjează din satul Jitoni, comuna Bănița, județ Hunedoara. În regulă, mulțumim pentru telefon. Vă ascultăm! Da, am și eu o întrebare la dumneavoastră. Dacă se pot accesa fonduri pentru... cum să spun, pentru căsuțe în copaci, adică turism montan de stil american. Și pentru recoltarea aurului aluvional și prelucrarea lui și pentru turismul respectiv, de vrem noi să-l fondăm în zonă. Am preluat o gamă largă de produse de la oameni care nu au unde să le vândă, să le expună și le-am transferat vizitatorilor. Bun, haideți să o luăm așa pas cu pas și să răspundem. Partea de aur cu siguranță nu este eligibil pe niciun proiect. Dacă discutăm pe partea de turism, genul acesta de proiecte se pot face pe măsura 6-2 sau 6-4, unde nu trebuie neapărat să înființați pensiuni agroturistice. Puteți să primiți 70.000 de euro pe măsura 6-2 sau puteți să mergeți pe măsura 6-4, unde discutăm de 220.000 de euro. Așa. Aveți și o activitate agricolă în spate, cumva? Da, avem. Soția mea deține 12 hectare de teren. Bun. E persoană fizică sau persoană juridică? Individuală. Individuală, am înțeles.
da. Nu are importanță cum este. Da, 12 luni. Poate să fie trecut ca membru al exploatației. Exact. Noi știm de programe din astea când venim din Statele Unite încoace, când ni le pune la dispoziție și ambasadele și astea. Dar în interiorul României există o gamă largă de dezinformare. Deci oamenii nu se informează, nici noi. Aici da, nu știm nici unde să ne adresăm. Primăriile nu știu, nici ele, consiliile județene, nici atât, prefecturile de nicio culoare. Camerele agricole, în general. Camerele agricole? Da, da. Și, mă rog, dumnealor nu lucrează cu primăriile sau, nu știu, populația aici e foarte dezinformată. Sunt niște zone cu niște potențiale super de dezvoltare și... Dar oamenii, neavând fonduri sau neavând informații la fonduri, e o chestie catastrofică. Domnul Scott, locuiți în Statele Unite? Nu, locuiesc în Jitoni, în satul Jitoni. Am casă și acolo, dar locuiesc în satul Jitoni, comuna Bănița, județul Hunedoara. V-ați reîntors în România pentru a deschide o afacere în agricultură? Da, pentru turism eu aș vrea și pentru aurul aluvional și prelucrare și pentru să aducem pensionari americani și cazăm aici ca să dezvoltăm o gamă largă de sate din astea, ca oamenii să câștige dolari la ei în sat, să nu mai alerge până alte țări și așa mai departe. Dar nu, aici vedem o gamă largă în loc să fim ajutați, adică nu neapărat eu, dar și restul oamenilor, să fim ajutați sau, nu știu, e o frână de mână trasă și asta nu sunt clar. O altă întrebare aș vrea la dumneavoastră. Mai o altă catastrofă peste comuna Bănița și peste toate satele de nord din județul Hunedoara. Există o invazie a parcului natural Grădiște Muncel, Cioclovina, care se suprapune peste proprietățile oamenilor și aceștia, acest parc... cum să vă spun, e doar un club de sport pentru băieții de sotuși, mă rog, nu-i critic de încerc, dar au embargouri asupra proprietăților. Pe noi ne afectează cu chestia de subvenție? Nu, nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Păi, de exemplu, în zone din astea unde vrem noi să facem căsuțe în copaci, campinguri în copaci, am vrea să facem 1000 de bucăți pe o suprafață de vale și vreo alte 2000 și ceva pe o altă vale. Acest parc are zone durabile și nu mai știu ce alte restricții. Unde nu-ți dă voie nici să intri pe teren, deși e proprietatea oamenilor. Dacă este, dacă este parcul natural, într-adevăr sunteți restricționat. Trebuie, de fapt, ideea asta așa, trebuie să aveți acordul celui care administrează acel parc ca să construiți acolo. Dar îl primește. Dacă terenul e al nostru. Deci proprietatea aia noastră, dar nu numai a noastră, la toată lumea, tot te da, satele acolo sunt obște, acolo încă funcționează pe sistem de obște. Noi am vrea să facem în mai multe sate să încurajăm oamenii să-și se dezvolte situații de genul ăsta. De sat turistic, nu. Ideea este așa, deci, dumneavoastră trebuie să vă faceți în primul rând un calcul cam ce sumă v-ar trebui. Și după aceea să mergeți pe această măsură 6.4. Măsura 6.4 puteți să, cum v-am zis, deci am zis 220.000 de euro, pentru că puteți să mergeți pe 200.000 de euro de la Comisia Europeană, 20%, adică 10% dumneavoastră. Este de ce v-am întrebat dacă sunteți cumva și fermier. Pentru că aici discutăm efectiv de criteriile de punctaj. Adică, primul criteriu este dacă cel care depune cererea de finanțare este fermier și își diversifică activitatea, așa cum este cazul dumneavoastră, adică ați primit punctaj. Un al doilea punctaj este pentru domeniul prioritar, iar ceea ce înseamnă turismul, agroturismul, este la fel unul dintre domeniile prioritare și iar veți primi punctaj. Veți mai primi punctaj pentru zona turistică, adică trebuie calculat un scor pentru comuna dumneavoastră, dar presupun că acolo este totuși destul de mare. Și veți mai primi un punct. Scor în ce? La ce vă referiți scor? Ideea este așa. La nivel de Ministerul Dezvoltării Regionale s-a făcut o listă cu potențialul turistic al fiecărei comune. Și fiecărei comune i s-a acordat o notă. Și cine știe de notele astea? Sau cine sunt primăriile? Sau cine... Le puteți găsi pe site-ul AFIR-ului. AFIR. AFIR.ro.
Ok. Pentru că primăriile nu sunt informate, nici ele. Noi am fost, am mers, am luat legătură cu o gamă largă de primării din partea de nord, a toate comunele din nordul județului Hunedoara. Și este potențial atât de creștere de capre, de pescuit, adică de bazine de, pentru pește, cum le spuneți, heleștei sau cum se mai numesc în termeni populare, căsuțe, copaci, pătule, o grămadă de chestii din astea ce le place și egleșilor, că ați văzut că Mr. Prince Charles vine aici și îi place zonele astea. Și, dar transparența asta de informare, locurile de unde se aplică, să depun dosare, nu știu, astea sunt chestii care vorbim de lună și de pământ, dar lipsește autobuzul între ele. Puteți să mai repetați o dată satul și comuna? E satul Jitoni, dar satul nu mai are nume că l-au executat cei de la prefectură. Se numea satul Jitoni, comuna au mai rămas, e comuna Bănița din județul Hunedoara. Între orașul Petroșani la 28 de kilometri și orașul Hațeg la 27 de kilometri. Aveți un potențial foarte mare. Bănița are 54 de puncte. Așa. Așa știam și noi că e zonă, pentru că e o zonă extraordinar pentru turism și are și dotațiile naturale. Și pentru aducții de apă, ce fonduri se dau? Și drumul montane. Aici primăria trebuie. Aici doar pe primăria. Și cum să vă spun, asociațiile de proprietari care au pășuni pe munte nu pot să accepte. Nu. Deci numai primăriile. Da. Bun, ca să mergem și la dumnealor să-i ajutăm. Bun, vă mulțumesc mult de tot pentru informarea dumneavoastră și dosarele respective se depun la... Pe site-ul al AFIR-ului se depun online. Deci nu aveți o anumit ofici în fiecare județ, la Camera Agricolă sau la... Nu. AFIR-ul este Agenția pentru Finanțarea Investițiilor în Mediul Rural, www.afir.info și toate proiectele se depun online. AFIR? Da. AFIR. Bine, ca să știu. Bun. Atunci depunem la dumneavoastră și vedem și mai luăm legătură. Vă mulțumim mult de tot că ați acordat timp cu noi. În regulă, seară bună, numai bine, domnul Scott. La fel, gata. Seară bună. Pe pagina noastră de Facebook ne-a scris și doamna Chiru Liliana, are 46 de ani, este din județul Constanța. Ne spune că lucrează peste 400 de hectare și vrea să știe în ce condiții poate accesa măsura 4.1 pentru achiziție de utilaje. Este într-o zonă defavorizată. Da. Îi puteți face un calcul, doamnei, pentru a-i răspunde cât mai exact? Cât mai exact? Poate să acceseze, scrie ceva, este înființată sub o formă juridică sau nu? Nu, v-am spus, astea sunt toate fizică. Informațiile pe care doamna Chiru ni le oferă. 400 de hectare, 46 de ani, dorește să acceseze măsura 4.1 pentru a-și achiziționa utilaje. Și este într-o zonă defavorizată, ne spune dumnei. Destul de puține detalii. O să facem mai întâi un calcul. Da, să începem din nou pas cu pas societate, să se înființeze sub o formă juridică SRL, întreprindere individuală sau PFA, terenurile să le treacă pe societate, din nou registru agricol, APIA, în cazul dumneavoastră s-ar putea, dacă nu e înființată deja SRL sau altă formă, să se fi înscris la APIA după ce își înființează societatea și face transferul contractelor de arendă pe societate, să meargă să facă o modificare, o cerere de modificare la APIA, că se poate, să treacă suprafața de teren pe societate. Apoi mai are nevoie de ofertă pentru achiziția de utilaje. Colegul meu face calculul că trebuie să achiziționeze un tractor la capacitatea numărului de hectare pe care dumneavoastră îl deține, adică încărcătura pe hectar, cum spunem noi, să vedem exact de ce capacitate ar putea să ia tractorul. Combină, bineînțeles, că poate să achiziționeze
E singura care poate, dar tractorul, să vedem, ai reușit să calculezi? Clipa, da. Ideea este așa, dânsa ar putea să primească un grant maxim de, și vă spun acum imediat, până la 360 de cai. Da, dar discutăm de, poate să meargă până la, în cazul dânsei, 1 milion de euro. Pentru sectorul vegetal, dacă vrea să facă achiziții simple de mașini, utilaje și echipamente, și poate să meargă până la 2 milioane de euro dacă vrea să investească și în partea de procesare. Ar putea să meargă 50 cu 50 de bază. Faptul că este zona defavorizată, o să meargă 70 cu 30. Faptul că are 46 de ani iar o defavorizează. Deci asta ar însemna că ar putea să ajungă până la maxim 70% din sumă, maxim 1 milion de euro. Da, dar este și zona defavorizată. Da, 70%, 70 și 70 cu 30. În regulă. Haideți să stăm de vorbă și cu doamna Maria. Ne sună din județul Cluj. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, doamna. Am o întrebare la dumneavoastră. Da. Am un proiect cu măsura 6.1. L-am depus la sfârșitul anului trecut, în 2016, și acum, în aprilie, am fost notificată că mi s-a aprobat. Eu, în schimb, în aprilie, tot anul acesta, 2017, m-am angajat. Și vreau să știu, zona limitrofă, din câte am citit în ghidul solicitantului, este 75 de kilometri maxim. Exact. Distanța mea este cam la 65, maxim 70 de kilometri, nu mai mult. Vreau să știu acum ce am de făcut. Trebuie să renunț la proiect sau la finanțare sau pot să mă duc cu ambele în continuare? Păi nu, atâta timp cât respectați suprafața, ar trebui să puteți să mergeți în continuare. Asta mi se pare și mie ceva, dar din câte am înțeles, nu s-ar face retro. Și asta mă interesează pe mine, se face și pentru retro și pentru cei care au depus dosarele înainte. Nu, nu. Doar ceea ce înseamnă din această sesiune. Deci numai din această sesiune? Da, da. Bine, și eu dacă accept acum finanțarea? Dacă accesați acum, atunci veți merge cu cei 75 de kilometri. Păi normal, eu acum, în aprilie, acum trebuie să mă duc să terminez finanțarea. Eu asta nu înțeleg. Nu, deci dacă proiectul l-ați accesat anul trecut, dumneavoastră... L-am depus anul trecut. Păi proiectul da. Acum s-a aprobat. Da, 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 păi aprilie. Ați mers după procedura veche și atunci dumneavoastră nu... tocmai de aceea, se iau în funcție de procedură. Adică dumneavoastră vi s-a aprobat proiectul pe anul trecut. Da, pe procedura de anul trecut. Exact. S-a aprobat acum în aprilie. Da. Da, dar eu acum, dacă accept finanțarea, maxim 5 ani de zile, eu nu mai am dreptul să mă angajez la o distanță de maxim 75 de kilometri. Păi dacă, asta nu înțeleg eu. Dacă accept finanțarea, eu nu mai pot să lucrez la distanța asta. Deci eu nu mai mă încadrez în... Dacă ați spus că lucrați la 60 de kilometri. Da, acum. Și asta vreau să știu. Eu pot să accesez acum finanțarea și pot să mă duc în continuare? Că nu e clar mie. Ca să vă fie mai clar ce vă sugerez, ca să nu faceți vreo greșeală, pe site-ul AFIR-ului, la partea de sesizări, puteți să faceți o notă, pentru că ei răspund foarte prompt, să știți, puteți să faceți o notă cu speța dumneavoastră. Deci la AFIR. Da. Ca să aveți înscris. Adică dacă ar fi din punctul meu de vedere, ați avea voie. Dar luați-vă înscris acordul lor. Bine. V-ați lămurit, doamnă? Da, bine. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Seara bună, numai seara. Bine. Avem o altă întrebare venită pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la raport. Este din partea domnului Asgur Ghiță. Ne spune așa, sunt rezident în Ibița, dar în România am plantat 1 hectar de nuci. Pot să primesc subvenția pe acel hectar? Dacă da, ce trebuie să fac? Să declare lapia.
Asta este condiția de bază, în primul și în primul rând. Da. Dumnealui avea o nelămurire, ținând cont de faptul că este rezident în Ibița și probabil trăia cu impresia că asta îl afectează într-un fel anume. Nu. Bun, o altă întrebare vine din partea doamnei Mariana. Este din localitatea Băișoara. Are o întrebare pentru dumneavoastră. Ne spune că deține 4 vaci cu lapte, 2 vițele de un an și o suprafață de 16 hectare de teren. Ce proiect pot să accesez? Este într-o zonă defavorizată. Dumnezeu are vârsta de 70 de ani, dar ne mai precizează că are un băiat căsătorit de 46 de ani. Am se trează. Nepoți ar putea să aibă. Da, în cazul dumnei, până la 65 de ani mai putem accesa fonduri, deci doamna, niciun caz. Și băiatul numai pe 41 poate să acceseze, în condițiile în care preia tot de la mamă, se înscrie la primărie, la APIA și ce anume ar vrea să facă, că poate să meargă pe fermă de familie unde poate accesa 100.000 de euro, poate să meargă pe 4.1 pe modernizarea exploatațiilor agricole, unde pe acolo ar putea să acceseze 500.000 sau 2 milioane de euro. Bun, haideți să încercăm să-i oferim un răspuns și domnului Avram din județul Mureș până în pauza de publicitate. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, domnul Avram. Sunt un apicultor din județul Mureș. Da. Am un număr de 120 de familii de albine. Locuiesc în Târnăveni și deci sediul am în Târnăveni și Stupina. Aș vrea să mă dezvolt la un alt UAT. Pot să accesez 6-3-ul. Să nu pot să stau vara cu albinele în oraș. Ce îi spuneți, domnule Avram? Avem un răspuns pentru dumnealui în momentul ăsta? În mod teoretic, dânsul se poate muta fără nicio problemă la nivel de altă comună, de o altă unitate administrativă teritorială, dar trebuie să aibă vatra Stupine acolo, terenul. Deci vatra Stupine eu am acolo, dar nu am buletin. Am mai vorbit cu dumneavoastră. Deci am mai fost. Dacă vreți într-adevăr să mutați și să accesați ceea ce înseamnă măsura 6.3, până la semnarea contractului trebuie să vă faceți acolo mutația. Acum la depunere nu. Dar nu pot, fiindcă terenul extravilan. Deci, pentru albine trebuie extravilan că... Și nu vă mai lasă primăria sau... Păi mă lasă primăria, dar nu pot să am buletin de comuna respectivă. Fiindcă n-am număr de cas, e extravilan. Am înțeles. Nu, aici e o problemă pe care trebuie să o rezolvați dumneavoastră. Adică trebuie, într-adevăr, până la semnarea contractului de finanțare să vă faceți mutația acolo. Adică, efectiv, trebuie să locuiți acolo. Mutația, buletin, nu mutație. Deci nu ajunge... Deci îmi trebuie buletin. Da. Da, mutația. Da, dar eu nu pot fiindcă extravilan. Da, nu. Din păcate, nu. Bine, domnul Avram. Mulțumim mult de tot pentru telefon. Nu mă pot dezvolta acolo. Cum? Nu mă pot dezvolta acolo. Deci eu acolo vreau să mă dezvolt. Dar de ce nu încercați să accesați aici? Unde sunteți? Târnăveni e oraș. Stau degeaba. Da. Albinele trebuie să aibă cules. Corect. Bine, mulțumim mult de tot pentru telefon. Seară bună, numai bine vă doresc. Doamnă, domnule, trebuie să luăm o scurtă pauză comercială. Revenim după câteva minute la Agricultura la Raport.